Bună seara, domnule Rafila, bună seara, domnule Dumitrescu, mulțumesc pentru această ocazie. Am trei întrebări mari și late, să le spunem, pentru domnul Rafila. În momentul în care ați preluat mandatul de la Ministerul Sănătății, situația mâncării din spitale era identică cu cea de astăzi. Sunt singurul om normal din România, pentru că presa nu se ocupă cu acest subiect extrem de important, care a ridicat această problemă, cred că de peste un an de zile. Am apelat zilnic la dumneavoastră sau de câte ori am ridicat acest subiect să rezolvați această problemă imensă din spitalele din România. Într-un an de zile de la preluarea mandatului nu s-a întâmplat absolut nimic. Într-un verdict politic pe care l-am făcut, dedicat acestei spețe, mi-am permis inclusiv să vă dau o soluție la îndemână. Suntem în situația în care domnul Ciolacu a anunțat dublarea sumei de la 11 lei la 22 de lei. Aceste sume au început să intre din vară. Dar nu asta este problema. Am semnalat în apelurile mele repetate că există în România N spitale, mult mai puține decât cele în care nu, unde mâncarea bolnavilor este excepțională. V-am dat exemplele exacte cu aceste spitale. Aveți inclusiv un spital în Bistrița, Spitalul Județean, al unui șef de Consiliu Județean sau baron, sau cum vreți să-i spuneți, PSD, deci colega al dumneavoastră, unde totul se întâmplă cu succes. V-am spus că vina este exclusivă a managerilor, pentru că în spitalele în care mâncarea este execrabilă, execrabilă însemnând din gunoi aproape, la propriu, vina este exclusivă a managerilor. Ministerul Sănătății nu a întreprins nicio măsură, nu a sunat la niciun spital mare, nu înțeleg ce face corpul de control. Aceasta este una dintre cele mai mari probleme din spitalele românești. Una dintre cele mai mari. Și este o bătaie de joc continuă. Ce se întâmplă, de ce nu se rezolvă? De fapt, nici nu vă întreb ce se întâmplă, pentru că pur și simplu nu se întâmplă nimic. O a doua mare problemă, imensă, care tot nu s-a rezolvat de la preluarea mandatului de către dumneavoastră, este accesul bolnavilor și aparținătorilor în spitale. Toate aceste întrebări, acestea sunt două, pe care eu vi le adresez, nu sunt pentru mine, nu sunt pentru domnul Dumitrescu și nu sunt pentru pătura, să-i spun, avantajată din această țară. Și eu, și domnul Dumitrescu, și dumneavoastră firește, și orice șmecher sau om cu relații din România poate intra când vrea în orice spital. Poate beneficia când vrea de orice fel de tratament, fără să fie terorizat, ținut afară, dormind în mașini, testat COVID, chiar dacă dumneavoastră ați ieșit și ați spus că nu se mai aplică testarea pentru accesul la sănătate, această limitare, barieră, abuz, are loc în continuare. Peste tot. Absolut peste tot. Probabil la Bistrița nu se repetă în continuare, sau probabil la Șunjoc a fost vreodată, sau la Sighișoara, sau în spitalele în care totul este perfect. În majoritatea spitalelor, oamenii nu au acces la sănătate. Sunt N cazuri, probabil cum știți, pentru că sunt sigură că oamenii fac reclamații, în care s-a murit pentru că a durat ore sau zile sau o zi sau jumătate de zi până pacientul a avut acces la sănătate. Nu vreau să mă lungesc. A treia întrebare este referitoare la Programul Național de Cancer.
aprobat, semnat, inaugurat, lansat cu mare fast acum 3 zile. Vă rog să ne spuneți adevărul despre acest program. Știu că îl știți, știu că nu vă convine. Eu îl voi spune în măsura în care voi avea capacitatea, puterea, timpul, pentru că în tot ceea ce ține de sănătate sunt singură, presa nu există în această speță absolut deloc, decât dacă este vreun interes. Mă rog, în rest, presa nu se ocupă cu asta. Se ocupă cu Elon Musk și alte aberații. Aș vrea să ne spuneți adevărul despre Programul Național de Cancer și cum el este dedicat, de fapt, spitalelor private din România și clinicilor private din România. Vă mulțumesc!